Prima felicitare de Crăciun a fost vândută în anul 1843 la Londra, de Sir Henry Cole, director al unui muzeu. Imaginea înfățișa trei generații ale unei familii care ținea un toast pentru destinatarul felicitării. Fotografia cu vinul băut împreună cu copilul familiei i-a scandalizat pe englezii conservatori, dar oamenii de rând au fost cuceriți pe loc. 2050 de felicitări au fost tipărite și vândute în acel an pentru un shilling bucata. Începând de atunci, miliarde de felicitări de Crăciun au fost trimise în întreaga lume. În România, în perioada interbelică, familia regală și aristocrații trimiteau cele mai multe felicitări cu ocazia Crăciunului sau a Anului Nou. Iarna anului 1946 a fost ultima sub regim comunist în care s-a mai sărbătorit Crăciunul după tradiție. Sub privirea ocrotitoare a domnului prim-ministru dr. Petru Groza și a domnului ministru suplinar de stat Bondăraș, a avut loc sărbarea pomului de Crăciun la președinția Consiliului. În ediția din 25 decembrie 1947 a ziarului Națiunea apare un personaj total diferit de imaginea clasică a lui Moș Crăciun. Noul moș e ceva mai tânăr, atletic, proletar, zâmbitor și fericit să aducă ceva daruri, mai ales copiilor muncitorilor. În anii care au urmat, până în 1989, România a fost călăuzită de steaua de pe cerul mare al Moscovei și doar Moș Gerila a mai ajuns pe la noi. Se pare că în România cele mai multe felicitări au fost trimise în perioada comunistă. Ilustratele nu aveau calitatea grafică a celor din zilele noastre, iar urarea tradițională de Crăciun fericit s-a transformat într-un simplu la mulți ani. Decembrie devenise luna cadourilor, iar bradul de Crăciun, pom de iarnă. Trimiteam la bunici, dar cu mult timp în urmă. Ultima felicitare am dăruit. Nu chiar am trimis, chiar și anul ăsta, în fiecare an dăruim. Puțini sunt cei care mai trimit astăzi o felicitare către părinți, o rudă sau un prieten. Prin 2000, felicitările electronice deveniseră o modă. Nu după mulți ani și acest obicei avea să dispară și să fie înlocuite de câte un simplu SMS. Ideea de a trimite felicitări cu ocazia Crăciunului a prins și încă se bucură de succes, mai ales în America. De altfel, americanii au fost atât de inspirați de acest obicei încât au și născut mai multe povești ecranizate, chiar cu titlul Fericitarea de Crăciun. Cea mai cunoscută este cea din 2006, o poveste de dragoste care se înfiripă în jurul unei felicitări de Crăciun pe care o trimite o necunoscută unui soldat în timpul războiului din Afganistan. Felicitarea i-a dat putere soldatului să supraviețuiască războiului, până când s-a dus să o găsească pe expeditoare. Și totuși, de multe ori, câteva cuvinte pe o felicitare înseamnă mai mult decât un cadou scump. Așa că o felicitare, înfățișând vreun Moș Crăciun pus pe șotii, ar șterge orice încruntare de pe figurile destinatarilor posomorâți. Pentru Telejurnal, Camelia Cichi.